Îi dă să mănâncă la copii. Ce crede? Fără de copii. Le dă la copii să mănâncă. Îi dă salată, le dă. Am făcut ce-am primit la fată. Lasă o pâine. Am primit lui Albina. Tătănelul Albina. A cerut salată, a cerut pulpe. Și le-am oprit și lor. Bine. Dar noi mai avem și mâncare de cartofi, de toate. Cine mai mănâncă? Da. Hai, mâncați. Vă ia lapte, Alex. Artur, gana. Hai, ce e? Lapte, cunești, hai. Dă să mănâncă un copil. Hai că tu-s cu mii copii, ești cu minți. Mănâncă, bucătarul s-a dus, știi ce a făcut? A luat pe Ion, s-a dus la grătare, la Săverin. Da, și cu el Ion filmează. Și cu noi nu filmează. Unde Ion. Sunt grătarele? Ce? Zilele orașului, da. Ia vezi, filmează. Bine. Da, la zilele orașului. Și începe zilele străhăi peste 3 zile. Să vă adunați bani, să aveți să... De unde se adună? Din curte. Așa, se adună. Să vă adunați bani, Alex, să mâncați în zilele străhăi. Da, nu mai e găsită. În zilele străhăi. Lasă, patron, că avem noi bani. Da? Ai tu? Are un portofel, are de la banca care i-a dat Leonardo. Mai ai bani la ziua ta lună? Mai are, cum să nu. Și Ion doarme la noi, stă la noi și filmează cu leuță și cu bucătarul. Și cu cutunica. Da. Da. Numai noaptea. Numai noaptea, mă, vine aici, Ion. Așa lasă pătura. Dar nu să-i dai boarfele să dormă la bucătărul. Păi nu i-am zis să dormă acolo, să fie... Dacă filmează cu ei... Să fie salaul, la unde să ajută când o fi să zâdească. Să-l ajută, să stă acolo, la ce mai stă la noi? Să dea la oameni în mână, borțarii, când o fi să zâdească. Să-și ia hainele, când are șopul bucătărul mare. Se pune și rău o canapea să doarmă. Da, dar cutunița nu vrea să-l primească. Nu vrea nici el. Dar filmările sunt bune. Nu vrea nici el să ducă. El nu vrea. Filmările sunt bune. El nu vrea să folosească nici el. Nu vrea să folosească nici. Nu vrea, s-a învățat aici la noi. Da. Normal. Da. Păca să stea cu Leonardo. Până acum nu era țânțar, s-a făcut țânțar la noi. Aha, ce trecut din noapte. Am lăsat geamul de ieșit, m-am mâncat țânțarii tot. Distrug acum țânțarii. Da. Eu nu mai puteam, așa răștind capul. Da. Ce să mai zic? Pun lângă Leonardo, lasă laptele după aia. Laptele după aia, Leonardo. Deșert laptele, mâncați întâi și pe urmă laptele. Nu, desert. Desert. Eu nu pot să-i zic desert. Pentru că nu ai învățat, patron, când o să ai la școală, când o să ești tânără, când o să ai 20 de ani. Păi nu mai sunt Leonardo tânără. Îs bătrân acum. El de-aia mergi la școală ca să-l bat, Leonardo. Pa de la izbor, ce mai se duce acum? La pune pauză. Cine? La spuiată, la dozator. Ia aia fiată. Pune pauză un pic. Da, hai, mă duc să-mi iau sica, să-mi iau apă aici, de la dosator, că nu mai am apă. Au, Doamne! Au! Da, bagă și-mi ia apă de la dosator. Ia bagă să nu rup aici. Bunică? Da, Leonardo, zi. Mi-a văzut Leonardo, am avut o sică, am luat la izvor asta. Dar de ce nu pui aici așa? De ce? De ce? De ce nu pui pietre pied așa?
Merge că, aoleu, când s-a golit butoiul? Atâta apă am băut. Era plin. De ieri. Cine a băut atâta? De ieri. Eu n-am băut din butoiul. Atâta apă beau eu. Bea Ion, tu știi câtă apă bea Ion. Și nici apă de la izvor nu s-a adus. Păi da, el l-a adus, nea Mișu, nu ieri. Mișu l-a adus. Ieri. Ion n-a adus nimic. Da, uite. A mai e la mine unul în casă, butoiul plin. Ion n-a adus nici apă. Se supără când îi spun. Ale mănâncă-o. Am adus mie pâine. Ce vrei? Pâine. Păi dar nu trebuie pâine multă, mănâncă mai fără pâine. Păi știi că pâinea îngrașă. De ce folosesc tu telefonul 4? Păi că s-o ajut, că nu știe să pună pe trepied și să faci un bine. Tu n-ai face un bine. Bă, cum ce? Trebuie să-ți aduc tricou. Să calzi, nu? Să calzi. Eu sunt asta, prieteni, dar cum sunt, cum arăt, nu eram pregătită pentru filmări. Dar asta e acum, nu? Să punem aici puțin. După cum ați văzut, am făcut pulpe repede, așa, la urgență, ca să trimitem lui Albina, pentru că a cerut Albina. Și l-am făcut și dar mai avem și mâncare de cartof, mai avem ciorbă ce-am mai făcut. Și acum este foarte cald. Avem un ventilator ca să vi-l arătăm pe perete sus. Acolo l-am montat, sus de tot. Dar degeaba, dă mai căldură. Și ce vreau să zic, a fost foarte cald și nu prea mai făcut nimic așa, dar la bucătărie, că la bucătărie foarte greu acum să stai la oare, pentru că te faci capul mult și nu mai pot. Am făcut și ciorbă, mai mult am vreo cratiță de aia mare, avem cratița acolo să o spălăm, dar am băgat ciorbă la frigider. Să strică tot acum. Ursul e acolo, s-a dus să ducă cartofii la Albina, sub pulpele. S-a dus eu cu mașina. Bunica, vreau ochelari. Acum n-am vreo ochelari. Păi sunt, ai ălea de vedere, unde sunt? Nu le vreau pe ăla. Păi și de ce vrei altele care tu trebuie să porți pe ale tale? De ce? Pentru că mai am nevoie. Ai nevoie de alt model. Dar unde sunt ale alte? Nu mai pot ele frumoase că mâncăm. Vrei pe ale tale de... De ce? Pentru că mai trebuie să merg și la poliție, să lucrez. Deci trebuie să merg la poliție. Și am pierdut... Dar de ce nu mănânci, că e mâncarea în piață? Și am pierdut ochelarii de la pistol care el am luat. Are, nu mai mănânci. Dar, prieten, știu unde l-am pus? Aici am dulap și nu mai sunt. Păi cine l-a luat? Ion. What? Ion sau Neamișu? Neamișu. Și ce făcea cu ei? Ce? Îmi spune nu, că mi-a fost și mie șopca. O să-l întreb eu. Neamișule, de ce l-au luat ochelarii? Că chiar erau bune de vedere. Nu era de... Erau de condus. De ce erau? Erau... Uite, mi-au și un carton de mare. Erau de fărniți de portal. Nu, erau de condus, era de gardere. Nu, mai, era de la pistol. Bine, gata, gata, gata. Era, e pe... știi de ce? Mi l-a dat. De ce? Îmi trebuie ochelarii ăștia, că dacă eu trag cu pistolul, să nu vine, să nu vină pila în ochi. Aaa, de protecția ochilor, da, da, da. Și de-aia nu trebuie. Dacă tu zici de ce e asta? Păi de ce ne face ăsta? Ventilatorul nu ne face mai rău. Vezi? Așa se pare ție bun, că nu vezi că face mai rău, dar e de antrale la curent. Cine e? Nu știu. Cine a fi? Unde vezi ales? Aici. Dau și ăsta. Nu ți-ai paiul. Prieteni, sunt pe leagăn și eu toată ziua am umbrat în soare, că am fost la Ponea la mormântare și nu mai pot nici să filmez. Și am dat să filmează Anca și cu Alex. Pe... Leonardo. Și Leonardo pe canalul lui Leo. Vorbește și tu, Leonardo, pe canalul lui Bunica. Hai că-n tot! Și Alex, ce ai făcut tu astăzi toată ziua? Ce am făcut? Nimic. Da? Nimic n-am făcut. Îți pare bine că bucătarul l-a luat pe Ion. Ion bine numai noaptea și doarme. Și nu ia țoarele, bă, nu se mută să doarmă la bucătar la cutunița? Că filmează cu ei și cu noi nu vrea să filmeze. Nu mă bag. Nu mă bag.
Hai, vino vorbește, ești pe canalul bunicul tău, hai. Da-te-o pe sână acolo, de când mă spune cum e. Hai, vorbește. Și, prieten, ce să facem? Ce să facem cu Ion, unde a plecat? Cone a fost un om bun. Cone a fost un om bun, a pus așa mâna pentru că n-ai tricou. Și uite, Alin, să nu mai pot, toată ziua umbra în soare și mi-e rău. Acolo îmi filmam și mie, Mihaela, Alin, aici de două, trei zile mi-a filmat bucătarul și bunica și de ochi. Și mai că nu suntem, mai filmează și tu, Alin, cu bunica ta, cu ursul. Că ei vă spun să filmează și tatăl tău. Stai. Că aveți de lucru, barem să filmați și voi. Să filmați zi de zi, înțelegi? Da. Am văzut eu bolnavă și tot filmez, tot mă țin de filmare. Uite, acum nu mai pot, că mă nenoroc și căldura. Da. Păi hai să încheiem vlogul. Și mă duc pe jos, mă duc și nu știu câte minute apă. Lasă că cred că ai. Hai, noapte bună, prieteni, scuzați-mă că vorbesc așa, că nu mai pot de căldură. Mă duc pe jos astăzi la cimitir și tot. Am fost și la patron, am mai prins pe acolo. Da. Hai bine. Pa, hai, noapte bună. Pa.